este cel mai probabil să trimite sau să fi trimis poze nuți? Eu am zis două răspunsuri pentru că mă gândeam și la psycho. Dar lăsați-mă na, dracu să vorbesc, dar îmi bag voi, pe bune. Ai trimis sau ai primit vreodată poze nuți? Astăzi, fraților, facem ghicește impostorul dintre prietenii tăi. Ediția de buget, nu suntem la studio, suntem acasă. A fost și ziua mea, am început și într-un an nou, suntem pe chill astăzi. Da? Te-am, Gami! Mulțumesc! 5 dintre noi o să primească o întrebare de tip Who's most likely to? Iar o persoană va trimi cu totul și cu totul altă întrebare, dar nu va ști. La final, fiecare dintre noi va trebui să arate câte un răspuns, iar noi va trebui să ne dăm seama cine este impostorul care a avut întrebarea diferită față de ceilalți. Scooby, din păcate, nu joacă, pentru că e un câine și nu poate să scrie. Dar mamă, ce urât i-a zis că e câine! Ia! Ho, ho! Bă, și cum ar fi să râzi, dar întrebarea ta să fie aia? Gata. Ce ai scris? Psych. Eu am scris Ioana. Eu am zis Mădălin. Mădălin, Nana, Psych, Mădălin. Și acum ne zici întrebarea? Da. Ok. Întrebarea a fost, cine este cel mai probabil să meargă la Insula Iubirii? Știu cine e impostorul. Știu cine e impostorul. Nana. Nana e impostorul. Nana e impostorul. De fapt, da, că Nana n-ar spune niciodată asta. Nu ești impostorul? Nu. A, deci vrei să mergi la Insula Iubirii? Pe la Insula Iubirii, practic, dovedești că ești loial. De ce most likely? Adică most likely. Păi atunci bun, dacă ia sunt hămat la treaba asta, spune-ne de ce. Bă, stai așa, e impostorul sau nu, că nu m-am prins. Păi zi, de ce te-i duce? Zi, de ce te-i duce atunci? Bă, dar nu e vorba că dacă m-aș duce, e vorba dintre noi, din cea mai... Adică nu m-aș ce niciodată, cel mai probabil din... De ce ai fi most likely adică... dacă nu te-ai duce? Nu, no, n-are că... sens. Bă, da, dar nu. De ce ai zis, stai Mădălin, de ce ai zis Mădălin? Suntem cu toții de acord că e psych. Nu, și eu aș fi zis, mă, de inițial, dar am zis, hai mă, că iubitul meu nu vreau să meargă. Hai să ne prefacem că nu suntem cupluri, că așa nu prea are sens jocul, gen. Dar eu zic că psych. Da, și tu psych, am zis. Nu mai la Iubirii. Toate persoanele de aici, în afară de Linca, știu de ce m-aș duce. Cred că doar ei doi. Cred că ei, voi sunteți... Da, eu nu știu. Alegeți un finalist, un impostor care credeți voi și după vă zic dacă... Ea trebuie să recunoască dacă a fost impostor. Nu, eu o să vă zic. Ah, Nana. Nana, 100%. Toată lumea putea să Nana? Da. Cam este. I-am zis și eu că mi-am arătat-o, m-am arătat-o și m-am crezut nimeni. Who's most likely să-și piardă telefonul? Și tu ce ai scris? Ioana. Da. Nu, eu am arătat Gami prima. Eu tot nu înțeleg de ce Nana ar fi most likely să ducă la Insula Iubirii. Pentru că pe acum nu ai fost și m-a mutat pe mine. Nu vă mai ascult de acum înainte pentru că am dreptate. Da, wow. Nu știu dacă prinde camera aia acest pitbull în atac. O vede ea. Pitbull feroce. Eu sunt speriată pentru că nu o să fiu eu impostorul. Sper să nu fiu niciodată Kitsu impostorul. Auzi, m-a ascult. Să-i bagi și lui 50 de lei. Cu i... Era să zic cuvântul cu coa. Wow! Băi, Gami, mi-i făcea vlogul! Cuvântul cu coa. Nu, cuvântul cu coa. Deci, e foarte simplu, foarte simplu răspunsul la această întrebare. Gen, dacă nu puneți toți exact același lucru, nu înțeleg dacă suntem sau nu prieteni cu adevărat. Eu am zis psych. E clar, tu ești impostor. Și eu pusesem psych inițial, dar după mi-am dat seama, stai, că e răspunsul corect. Băi, mereu găsește mașina, dar gen. Dar de ce mi-aș uita mașina? Întrebarea principală. Ia, ok. Întrebarea principală era, cine este cel mai probabil să uite unde și-a parcat mașina? Păi da. Dar nu, eu am pus psych, dar după... Na, gen... eu când am vis mașina, s-a uitat Linca așa. Știi? Nu cred că e Linca. Nu, hai să zic de ce. Deci mai întâi am pus psych, că m-am gândit, mă, dă-și uită chestiile. Gami 100% nu și-a uitat mașina, eu nu mi-e mașina, Nana n-are mașina. Sunt cel mai bun șofer, cel mai prost șofer. Dar tu își faci poză la mașină, nu mai știi când am mers noi, mergem în parcă și tu faci poză la mașină. Păi dacă își face poză la mașină, nu își pierde mașina. Exact, da, zic că nu și-o pierde, dar scrisesem psych în ziua. Dar eu știu o poveste cu psych și Robica care s-au plimbat prin mall câteva minute bune să-și găsească mașina. Eu nu știam povestea aia, dar eu doar am ghicit, gen. Înseamnă că era doar Robică. Știu o poveste cu cineva care și-a căutat mașina 20 de minute prin mall. Mă uitam fix la el. Da, mă, eu zic că impostorul e Ilinca. Da, și eu zic asta. Și eu zic că e Ilinca. Dar nu sunt, credeți-mă, deci am vrut să zic psych doar pentru că m-am gândit mai întâi la Ioana. Nu. E Gami atunci. Nu cred. Credeți-mă. Că Gami e singurul care a votat diferit. Nu, dar ascultați-mă un pic. Un pic te cunosc când ești tu, că ești un pic mai precipitată. Nu, acum am în principiu pentru că am crezut că sunt impostor și după am văzut că nu sunt. Și acum nu mă votați drept impostor. Nu sunt eu! Ilinca e. Ba nu, ascultați-mă. Nu, nu, ba nu. Nu sunt eu.
Bă, eu cred că oprește-te. Tot, bă, nu știu, origami, deci, origami ori Linka. Nu, e gami pentru că eu voiam să zic Ioana inițial și bă, i-am dat overthink. Nu știu. Nu, după i-am dat overthink. Dar lăsați-mă, na, dracu, să vorbesc, dar când am voi. Pe bune. Eu votasem Ioana inițial, doar că după i-am dat overthink și am zis, stai, Ioana își face poză mereu la mașină când o parchează și de-aia n-are sens să o pun. Și după când Ioana a zis că mama că nu mă cunoaște, am zis, ok, hai că pun pe Ioana atunci dacă ea se votează pe ea, înseamnă că și eu trebuie să votez. Toți aceleași răspuns. În afară de mine. De Gami, așa că Gami este impostorul. Am o părere bună despre tine. Nu, Gami este impostorul. Bă, s-ar putea să fie și Gami. Da, și Gami eu și nu sunt, eu vă... Eu chiar nu sunt, gen, dacă mă votați, trebuie să-mi dați bani dacă nu sunt eu impostorul. Mă p***o voi. Bă, dar Gami a fost impostorul la întrebarea trecută. Bă, știți care-i faza? Ce, poți să repet? Da. Poate să repete. Deci eu aș tinde să zic Gami de ce? Pentru că Ilinca fix înainte de întrebarea asta a zis Chițu, să nu mă pui pe mine. Și gen, dacă o punea pe ea era cam evident. Deci probabil tot Gami, eu zic Gami. Și acum să zic că-i mădă. Răspuns final? Ilinca, nu știu. Eu zic Ilinca. Eu zic Gami. Cred că e și Gami totuși. Gami. N-are cum să fie 2. Momentan e 2 la 2, mai trebuie să-i întreb și pe ei. Eu am zis Andrei. Mădălin. Eu zic Ilinca. Okay. 3 la 3. Cine e impostorul? Ioana. Dă-te-m. Ei, nu cred. Ori a nimerit-o prea bine. Who's most likely să râdă la propriile glume? What? What? A mea n-a mai zis nimic s-a după. S-a șocat, bro. Da, și eu. De faptul că s-a și potrivit. Da, s-a potrivit de minune. Dar la orice întrebare era. Am avut toți același răspuns. Faptul că nu sunt eu impostor. Faptul că Chițu s-a gândit că dintre toți acești oameni eu sunt cel mai probabil să îmi pierd mașina și să râd la propriile glume. Ce părere mare! Ilinca, eu știam că nu ești. Ești foarte supărată, cum să nu mă crezi? Propriul tău iubit a votat. Bă, sunt două variante de răspuns aici. Cum adică două? E una. Da, e doar una. Doar da, una, da, aici e doar o variantă, gen. Da, e o variantă. E o gata, singură okay. Variantă okay. De răspuns, gen. Deci? Doar una, gen. Gata? Sunt două, da. Ce zici? Ce e să votat? Toată lumea l-a votat pe Mădălin. Bun, întrebarea a fost: cine este cel mai probabil să trimite sau să fi trimis poze noi? Eu am zis două răspunsuri pentru că mă gândeam și la să e impostorul. Eu am mort, am trimis poze, mi-e frică rău. Mădălin e impostorul, că a fost șocat de întrebare. Păi m-am dat de gol singur că nu-mi vine să cred. Vreți să știți ce întrebare am primit eu? Da. Cine este cel mai probabil să se apuce de box? Și Mădălin acolo că ziceam toți Mădălin era. Ce mamă, ce șmecher mă simt băieții, oh! Wow, asta a depășit aia la altă. Acum trebuie să ne spună Mădălin dacă e adevărat. Ai trimis sau ai primit vreodată poze nud? Da, de ziua cuiva am trimis, anul trecut. Ăla a fost cadou? Da. Mădălin, de ziua cuiva. La mulți ani, frate! Da. Easy money. Money ușoară for întrebare, money ușoară for fun. Germanii Scooby for fun. E foarte fun. Ești foarte fun, Scooby. Gata? Nana, am zis Nana, Mădălin. Ioana? Da. Întrebarea a fost cine este cel mai probabil să-și facă un tatuaj într-o zonă intimă. Eu mă bucur, eu credeam că o să mă votați pe mine, că am tatuaje multe, dar nu m-a votat nimeni, așa că mă... Dar eu am zis Nana. Nu? Și eu am zis la fel, m-am gândit. Da, gen, nu, eu știu de ce am zis. M-am zis un pic prost, am zis aia. Gen, tu ar trebui să știi de ce am zis. Bă, ca să nu zic. Eu nu știu de ce, dar... Mamă, păi acum vreau să știu. Nu. Tu nu știi care a fost cea mai ascultată melodia mea de anul ăsta? Nu. Pe care a început anul de 3 zile. Vreau să-mi fac un tatuaj în zonă intimă. Ăla a fost melodia. Mi se pare că mi se potrivește bine întrebarea. Sincer? Eu da, zic că bă, tu e posibil da, să fii impostorul da. Din nou. Că gen, tu nu crezi că ți-ai mai face un tatuaj. Bă, da. Că ți-ai da. Frică de ace. Nu mi-e frică de ace, mi-e frică că o să mă plictisez. Bă, ai dita mai palma așa cât a mea. Păi da, dar nu se vede. Da, n-am văzut niciodată tatuaje. Asta e chestia, că de mie îmi plac tatuajele, doar că mi-e frică că mă plictisez tatuaje. Cum îți vezi tatuajul de pe spate? Se trebuie două oglinzi, e complicat, gen. Eu am zis, nu știu motivul vostru, inside joke-ul vostru. Nici eu nu știu și e... Dar, am gândit așa. Un băiat nu și-ar face că e ciudat, gen, da, nu? Să-mi fac tatuaj deasupra la p***. Mi se tu, pare până ciudat. Acum la fiecare petrecere zici, eu am un tatuaj, știți unde? Da, mă, dar e gluma mea, adică... Deci nu e adevărat, eu am crezut că e adevărat. Stai un pic, și am zis că ok, trebuie să fie o fată. Ioana, nu cred că și-ar face. Nu mi-aș face. Ilinca, nu păi știu, nu, dacă discutabil. Fost... Cum adică? Nana? Na, it's always the emo girl. Dar tu ai tatuaje? Ce? Tu ai tatuaje? Unul singur. Nici nu știa mea care, eu am zis, bă, băi! Am aici o flutură și aici, atâta. Eu cred că Nana e impostorul. Ori Nana, ori Gami. Psych? Dacă ar știi Nana. Și ea. Nana?
pe Gami. Bă. Gami. Eu-aș vota Elinca, dar cine-i cu mai multe voturi acum? Deci între Gami și Nana. Ce, sunt egali? Da, trebuie să alegi unul. Eu dau verdictul. Da. Și acum e Madalin, vedeți că e el. Nebunesc. Just pick one. Gami sau Nana, tu ce ai votat? Nana. Și tu? Gami. Gami, impostor. Mamă, nu-i Nana! Ioana! Bă, Gami! Iar am zis prima, mă, că Ioana trebuie să fii și... Ioana, da. Cine bani ai avut? Cine ar fi cel mai probabil să se vopsească mov în cap? Și cine ai zis? Eu! Da, că am mai fost mov în cap, gen. Bă. Bă. Acum ziceți și voi, repede. Acum ziceți toți ca să nu păreți. Eu am zis prima, bă. Bă. Stați, că mi se pare foarte greu. Foarte greu. Bă, stai așa, că n-am... Madalin, Ilinca, eu am zis Ioana. Eu! Da, dar știm cine e impostorul. E Ilinca, da, impostorul, stai asta. Eu! Nu știu. De ce? Eu! Da, Ilinca, impostorul 100%. Da, Ilinca. Tu ești așa, e? Da, e. Ascultă-te, uitați-vă la ea noi. Stați așa. Ilinca s-a votat singură. Da. Zi întrebarea. Cine este cel mai probabil să facă filme pentru adulți? Ok, cum să pui așa întrebare? Wow, ce să facă? Cum să pui așa răspuns? Toată că noi restul am zis Madalin și tu ai spus eu! Andrei a spus că eu! Ok, vă zic întrebarea? Da, cine este cel mai probabil să aibă un șarpe ca animal de companie? Că eu am mai avut gen și... Da, stați un pic, stați un pic. Vedeți de ce să te votezi singur, poate nu e cea mai bună idee. Și mai are unul. Ce? Ăsta de face filme. Ba. Da, asta a fost foarte prost, că pe cine altcineva aș fi putut să votez? Pe Madalin. De ce ar fi, e frică de găini, da, apoi de șerpi. Crezi că eu aș face filme pentru adulți? M-aș face dacă n-aș avea bani deloc. Într-un univers paralel ai face, gen. Și de ce ai votat-o dacă într-un univers paralel? Pentru că dintre toți oamenii de aici mi s-a părut că Ioana ar fi cea mai potrivită, nu știu. Pentru că arăt bine dezbrăcată. Gata? Ne-ai trimis? Da. Oh. Eu știu că Andrei, vă zic ceva. Eu știu că Andrei nu e impostorul, pentru că nu și-a schimbat răspunsul de pe telefon. Dar dar de ce n-am arătat răspunsul? Dar trebuia să vorbești după. Ok, arătați răspunsul? I-am zis Ioana. Oh. Fiecare cuplu a votat la fel. Ok, acum e greu. Nu cred. Hai să vă zic întrebarea. Cine este cel mai probabil să dea colțul pentru că nu s-a asigurat la trecerea de pietoni? Pot să spun eu primul de ce cred că s-ai? Și eu cred că o să am același răspuns. Pentru că e puțin mai neatent așa uneori. Nu. Bă, sunt doar neîndemânatic, dar e altceva să fii neatent și neîndemânatic. Eu am zis... E total diferit. Eu am zis să ai pentru că ești cel mai apropiat de Robi, gen. Dacă era Robi aici, îl votam pe Robi, clar. Da, și eu m-am gândit la Robi. Toți îl votau pe Robi, că gen. Da. I-am zis Ioana pentru că o știți pe Ioana și... Nu, bă, eu am zis Nana că merg cu ea mereu. Și nu... Eu sunt sigură că eu cu Andrei am avut aceeași întrebare pentru că am văzut că nu și-a schimbat răspunsul de la întrebarea cealaltă. Și doar a văzut întrebarea și a zis gata, nu și-a mai schimbat răspunsul și eram absolut sigură. Pentru că, da, e cel mai probabil. Eu cad pe scări în fiecare zi. Da, dar nu te împiedici pe trecerea. Cred că mi-a schimbat răspunsul, da, dacă mi-aduc acum aminte. Bă, deci n-aveți idee. Fiecare zi o vezi pe Ioana coborând în stiluri diferite. Odată pe spate, odată... Bă, ca la water park. Nu e vorba de neîndemânatic aici. Bă, e o diferență între neîndemânatic și neatent. Ok, neatent ești neatent. Adică la neîndemânatic și când mănânc eu mereu dau pe mine sau ceva, dar asta nu înseamnă că sunt neatent, știi? Bă, eu gen când merg, mai ales când merg cu Darius, sunt brainless. Dacă nu mă ghidează el, piu, așa mă duc. Gami nu cred că e, eu cred că e Ilinca sau Mădă. Eu zic că unul din Saic și Nana. Da, și eu cred că unul din Saic și Nana, da, că Nana nu e, Nana e ficioară. Nu s-ar vota singură Nana. Da, singura nu s-ar vota. Bă, aia să zic că eu știu că nu sunt, dar dintre voi singura persoană gen l-aș alege pe Darius. Și de ce nu l-ai ales? Bă, gen să-l votez că e impostor. Nu știu, bă, eu cunosc pe Ana și am votat-o pe Ana. Adică eu stau ce mai pe ea, eu merg pe ea. Dar pe de altă parte, faptul că m-a votat pe mine pare că știe întrebarea, dar pe de altă parte, tot cred că tu ești impostorul. Dar de ce m-aș fi votat singur? Da, de ce m-aș fi votat singur? Da, eu zic că Nana e. Și cred că... nu mai fiți supărați pe noi doi, vă supărați voi între voi acum. Bă, și poate s-a nimerit să mă vopteze pe mine, gen el fiind impostorul, că orice întrebare ar fi fost, poate să zică, că... Nu te-am votat niciodată până acum. Eu sunt busul, vine din vremea. Păi, astăzi, da, pentru că n-ai mai fost impostorul. Precipitați în zona. Ia uitați-vă în ochii mei, uitați-vă în ochii mei. Uite tu primul în ochii mei, minți? Da. Ce vrei să zic, da sau nu, ce vrei să zic? Da sau nu, eu te-am dat exemplu de ce am votat-o pe Nana. Nu e pe bani, mă, doar votează o dată. Nu pot să mă hotărăsc. Ok. Voi vedeți ce trăiesc în fiecare zi. Ok, o să votez pe Nana. Nana și-o tot Nana.
Saic. Nu știu că eu, nu cred că e Nana, că s-a votat pe ea, da? Zi mă, Nana sau nu? Nana, nu o să mă votez pe mine. Așa, Ilinca, tu ce, Nana, tu ce zici? Eu zic că Saic. Așa, tu ce zici? N-ai zis nicio. Tu ce zici? Ilinca, tu ce zici? O să fie unul din ăștia. Dar dacă e altcineva, dacă e Mădălin. Păi 100, nu, dar nu 100%. Nu știu. Eu nu vreau să votez. Nu vreau. Dar să nu e pe bani, adică nu. Nu e vorba de bani, vorba. Zi, Mădălin, tu pe cine votezi? Votează-mă, mă, că nu mă să okay. Nana. Mă. Nana. A pierdut Nana, deci Nana este votul nostru. Așa. Hai. Vă mulțumesc. Ce întrebare ai? Bă, dar era cam same thing, adică era care e cel mai probabil să se piardă în pierd pădure. De ce nu facem asta cu Robică? Da, bă, nu? Da, dacă era Robi aici. M-am mers sigur. Dar ce e cu Robi? Tu ce ai pus? Tu ce ai pus, Andrei? Ioana. Nu, Mădălin, Mădălin, Mădălin e impostorul, sora. Da, Mădălin. Pentru că în primul rând a întrebat ce e cu Robi. Bun, stai. Întrebarea este cine este cel mai probabil să aibă un cont fake de Insta. Și Mădălin a întrebat ce e cu Robi și dacă cine îl cunoaște pe Robi știe că Robi e foarte mare fan al contului. Eu v-am spus Ioana sau Ana, dar eu mai stau pe telefon, când am stat pe telefonul aia, am văzut care e contul fake, Ana. Și, gen, eu nu înțeleg de ce m-ar vota Mădălin pe mine, că eu n-aș avea nici timpul, nici cheful de asta să-mi fac un cont. Efectiv. Am avut întrebare cine este cel mai probabil să scoată o mania. Da, Chisu, era un pic obvious. Da, fix când ești eu impostorul ăla, dar odată, așa, perfect. De două ore ai avut... Stau ca p***a mea pe canapeaua asta. Sunt așa înghesuit. Și am un lemn în cur. Am un lemn în cur. Gen, e un lemn aici. Și mai hai, și... ne uităm. Mamă, de ce nu-i Robi aici din nou? Ce cu Robi? Toate aceste 9 întrebări da, de până acum. Dar ce cu Robi acum? Aveau răspunsul Robi. Toate. Dar ce cu Robi? Da, când nu există Robi, este a doua variantă. Dar ce cu Robi? Dar la întrebarea asta, Robi n-are nicio legătură. Hai să nu mai pomenim pe Robi, nu-i bine să pomenim oameni dacă nu sunt aici. Așa, răspunsul meu este evident Ioana. Și Nana cred că este impostorul. Și pentru... Saic ce-a pus? Ioana ah. Da, Nana. Bă, e impostorul un pic. Așa, da, întrebarea este... este cine este cel mai probabil să se împiedice atunci când este biat? Da, și m-am gândit la tine. Da, da. Care a avut o fată de aia, a avut o fată de aia. Doamne, bă, deci abia aștept să mă... Ai, toată m-am votat pe mine, da? Bă, de fapt, logic. Bă, m-am împiedicat cu Ana, ce-i drept. Ascultați-mă puțin. Nu, vă spun eu care e scriptul. Toată lumea, na-na-na-na-na-na-na-na. Și Chitu să zică, nu știu, Mădălin sau ceva de genul. Și după iar o să fiți, bă, dar nu mai nu știu ce. No, nu sunt eu, din nou nu sunt eu. Eu cred, mă, eu cred. Bă, dar am votat tot Ioana. Da, am votat tot Ioana. Dar de ce ai votat? Bă, eu știu, pe eu voiam să votez pe Paul când a picat peste toate berile alea. Paul care a zdrobit o sticlă de sticlă. Dar nu ziceai că vine Ioana tiptil pe jos în diferite moduri? Da, da, da. A zis că pică pe scări fiecare zi. De dimineață pică, nu gen seara când, înțelegi? Dacă îi pui tirotestul Ioane când cade pe scări? Da, bă, eu votez pe Ana. Și eu. Da, Nana. Nana. Zile, Chisule. Zile, cine? Zile. Postorul este... Mădălin! Efectiv, ce vă spun și n-ascultați de mine! Dar și aici ai și zis că e impostorul Mădălin. Eu v-am spus că e Mădălin și eu am zis că eu te cred că nu ești tu. Ce e întrebarea? Păi, oricum n-aveam pe cine să votăm altcineva, că... Da, nu ne eram sigur că n-o să fiu eu până n-o pus întrebarea și am zis... Ok, Mădălin, care era întrebarea? După aia m-am uitat la întrebare, după aia m-am stat să mă gândesc oare ce întrebare ai avut? Cine este cel mai probabil să facă accident cu mașina? A, s-au nimerit, da. Chițule, deci nu știu a câta oare e când mă sapi în halul ăsta, adică nu mai poc, toată lumea... Prima dată l-am săpat pe Mădălin, m-am simțit și prost. Da, hai să mai zopi pe ăla. După acest clip vreau să mărturisesc ceva. Nu știam că asta e părerea voastră despre mine, deci după acest clip am aflat că voi credeți. Andrei a zis că aș face filme pentru adulți. Pentru că tu ne-o induci nouă, că el ne-a zis, am scăpat țarea, am scăpat aia, am făcut aia, m-am împietic, am căzut. Pă. Bă. Nu vreau să fiu rea, gen. Nici eu. Mă, nu-l votați pe... Chiar nu mai vreau să fiu rău, efectiv. Bă, eu am votat pe cineva pentru că are antecedente. Întrebarea a fost, cine este cel mai probabil să fure ceva dintr-un magazin? În apărarea mea, eu nu am furat din magazin niciodată. Nu, doar din locuri unde nu sunt chestii pe bani, gen. Exact. De chestii oricum sunt gratis deja. Păi da, mă, da.
Saic, taică tu are magazin. Da. N-ai furat nimic de la tactul din magazin. De ce aș fura de la mine de magazin? E cel meu. Păi să nu știi el, să nu te certe, gen. Ce? Oricum îmi luam ce vream, gen, nu. Nu știu, așa m-am gândit. Ce tare, cred că să ai magazin, ești prost? Da. Da, eu cred că e Mada sau Gami. Eu cred că e Gami. Eu cred că e Ana. Eu sunt 100% sigur și vă spun cu mâna pe inimă că nu-s eu. Cu mâna pe inimă, vă zic, nu. Cum ar fi să fie de 3 ori la rând? Dar tu de ce m-ai votat pe mine? Ne-ai povestit toată oana de chestii în puii mei. N-ai fost acolo niciodată? Nu cred. N-am fost la Neversi împreună? Ah, ba da. N-am furat nimic, vă am glumit. Da, deci cine ziceați că ar putea fi eu sau Gami? Gami. Votez Gami. Gami. Tu ai fi știut clar că sunt eu. Da, clar. Deși n-aș fura din magazin, jur. Deci chiar n-aș fura niciodată. Hai, hai, las-o așa. Deci fiți atenți, întrebarea mea a fost. Fiți atenți, întrebarea mea a fost: cine e cel mai probabil să plângă la un film de comedie? Și am vrut să votez Ioana. Și după aia a zis Ioana ce a zis. Și am zis, a, se votează Saic. Și mi-a schimbat repede vot. L-ai dreptat? L-ai dreptat. A mea, asta e nașpa, că nu e Robi aici. Exact, nu e așa, nu e așa? Știi care e problema? Că eu, dacă nu-mi schimbam votul data trecută, nu mai trebuia să intru pe Instagram niciodată. Nici eu nu mi-am mai schimbat. Eram așa, tot vlogul, nu mai... Da, da, da. Suntem așa, gen, nu era nicio emoție. Nu mi-am făcut pe gândul la tine, jur. Asta mi-a dat ceea ce Nana impostor. Da. Da. Întrebarea a fost: cine este cel mai probabil să facă glume proaste la mormântare? Da, dar mi-l imaginez pe Gami că face nu, asta. Andrei e genul care mi-a răspuns nimeni, Ioana, taci. Da, eu votez pe Ana. Eu anul trecut. Da, eu cred că și Mădălina ar face. Eu anul trecut am fost la prima mormântare din viața mea. A murit bunicul Ioanei anul trecut și a fost prima mormântare din viața mea și eram așa supărat, parcă îmi venea și mie să plâng, știi, adică îl văzusem de 5 ori, dar tot eram supărat așa. Ba, cred că acum noua strategie, dacă ești impostor, e să votezi Ioana și o să scapi. Efectiv. Da. Ok, impostorul este Nana, ce întrebare a fost Nana? Puii mei, cine este cel mai probabil să ajungă un meme pe TikTok? Gami e un meme pe TikTok! Te-o mai săpat o dată. Iar am mai săpat. Bă, dar nu mă las și pe mine, bă, o dată să fac un has eu. Ar fi tare dacă răspunsul ar fi Ioana la întrebarea cine este cel mai frumos om din cameră sau chestii de-astea. Na, nu. Dar nu cred că avem întrebări de astea. Eu aș vrea, da, te-aș vrea... No, mada. Sus? Eu o să votez foarte random, jur. Da, și eu. Gata, arătăm? De... De ce amândoia, doar noi doi am votat Ioana? Poate am avut doar noi doi altă întrebare. Întrebarea a fost... Mă iubire! Cine este cel mai probabil să intre într-o sectă? Mă iubire! Eu n-am zis Ioana, n-am zis Saic. Gen, mi se părea că nimeni altcineva n-ar putea să intre. Și dacă ar fi să faci... Gen, într-o sectă, gen... Da, și al meu în ce sectă intră? Fortnite, nu știu, a, sectă că... Fortnite! Da, Fortnite, jur că nu, eu cred că... Public centar, public centar, public centar! Bă, fiți atenți, eu cred că Saic e, că l-a întrebat Nana, de ce mi-a văzut pe mine, Saic era? Păi bă, gen, ce vrei să-i explic? Păi nu știu, ea mai mi-a povestit de alea din familia ei cu vrăjitor, cu talea și am zis, n-are mă, cum las așa. It's always the emo girl, right? Dar nu, eu de-aia am zis că votez random. Eu nu știu mă, lăsați-mă în pace. Tu de ce mi-ai votat mă pe mine? Tu te-ai votat pe tine? Da. Păi gen, s-ar părea funny. No, Gami, Gami e postorul. Sau, pe dar ție seara zice, fac și eu o chestie nouă, gen, nu, de deci îmi ziceți voi mie că dacă Gami ar fi avut întrebarea cu secta, nu m-ar fi votat Gami pe mine. Eu m-am votat pe mine și Andrei m-a votat tot pe mine. Ioana a zis că se duce, vrea să se apuce de cursuri de barman. De ce Ioana? Că mă plictisesc. Ca să facă o activitate. Da, dar secta nu e activitate. Ba da! Deci Modă s-a votat singur și a zis, nu știu de ce. Da, m-aș băga, nu știu ce o secta, dar m-aș băga. Da, eu pe Modă îl văd la de-astea cu purificat, cu chestii genul. Da, mă duc. Într-o sectă satanică. El nu știa asta. Bă, la secta nu e neapărat satanică sau nașpa. Nu, eu, da, secta, da, am zis, secta Fortnite. Pop legendar, pop legendar. Da, bă, nu știu, îl votez pe Gami eu. Nu știu, mi se pare că are sens că e Ioana. Da, și mi se pare că are sens. Ceva de asta, o sectă de asta de oameni care fac prăjituri, nu știu ce. Ioana, tu pe cine ai votat? Pe mine. Dați-vă răspunsul final. Ioana. Eu n-am zis că... Ioana. Nu cred că s-ar fi votat singură niciodată, așa că Ioana. Ioana, da. Ba da, s-ar fi votat. Ioana. Am gândit amândoi la fel, gen. Bă, dar ia să-ți așa, dacă iei link, așa zici că... Eu nu cred că are cum să... Dar acum nu sunt, că aș fost mult mai panicată dacă eram. Asta ar zice cineva care e impostor. Nu, eu cred că o să pierdeți, o să pierdeți. Eu cred că e Ilinca, că cine n-are nimic de pierdut aici. Să pierdem. Da, și eu cred că e Ilinca, am schimbat votul. Nu, e Ioana.
Eu zic Ioana că a acuzat-o pe Irinca, da, instant. Când am zis, de o, când am făcut alta acuzație, gata, a sărit pe a distrat. Dar nu, Ioana. Dacă chiar există un cult Fortnite. Nu ne gândim la asta. Există, e. Hai să votăm. Există, e Ioana, și fac dale. Ok, nu știu. Votează-mă, mă, dacă nu. Ce? Și a zis tot Mădălin că s-a votat singur, gen. What the fuck, motherfucker, s-o să fugeți. Dacă mă votați pe mine. Mamă, ce a zis? Și asta e, și el e plauzibil. Uite, vezi, ne-a amenințat. Ne-a amenințat, deci sigur e. Ba, cum are dreptate, l-aș vota și pe Mădă. Mamă, ce violoați. Cine votează, Mădălin? Ioana. Ioana. Mădălin. Bine. Tu ce votezi, mă? Mădălin. Impostorul este Ioana. Ce întrebare ai avut? Nu mai stau cu tine în casă, n-am pus să am încredere în tine. Două secunde nu pot să am încredere cine în tine. Cine este cel mai probabil să-și facă o operație estetică? Telefonul sus? Ne-a zis Ana. Și-aș fi votat-o pe Ana. Din povești, din poveștile tale. Cine este cel mai probabil să creadă că este bântuit? Logică eu, adică aș fi votat-o și pe Nana pentru că ea ne-a povestit. Niciodată nu te-am auzit pe tine să vorbești despre chestiile astea. Nicio. Singurele persoane pe care le-am auzit din grupul ăsta au fost Ilinca și Nana. Exact. Ba nu, Ioana crede foarte mult în astea. Ioana crede foarte mult în chestiile astea. Ok, haideți să ne justificăm răspunsul. Bine, astea... Ioana e un răspuns clasic, adică nu e ceva nou. Eu n-am auzit de la Ioana niciodată că ar fi interesată de așa. Da, nu, asta, gen, eu cu Ioana vorbim foarte mult despre fantome și gen rai și fix astăzi am zis, la un moment dat, că aș vrea atunci când mor să fiu împărțită în sticluțe cu cenușă la fiecare dintre voi acasă ca să vă bântui, gen. Cine? Tu pe cine ai votat, Sec? Ana. Da, nu, are sens. Da, are sens. Dar nu știu nicio idee, gen. Odată cred că i-am povestit lui Mădă, gen, chestiile mele paranormale, doar odată. Da, chestiile toate trei am povestit la un moment dat ceva paranormal. Eu ți-am zis de dinainte să ni se spună întrebarea. Oricare dintre cele trei răspunsuri sunt corecte. Bă, eu nu le trec la paranormale astea, cum nu ai balezi, ce paraleziile în somn, de văd fantome, draci, morți pe lângă mine, în pat. Alea nu sunt paranormale, alea îmi joacă doar creierul. Eu mai aud doar sunete când dorm, dar mi-a crăpat toată casa, deci probabil aia pârâia. Bă, chiar nu știu pe cine să votez, sunt în impas maxim. Da, nu, că gen și... Da, și eu, nu știu. Gen, el știe de la mine. Băi, nici eu nu știu. Ia, începem de la Mădălin. Dar ce tă p***a mea pe... A, de fapt, stai mă, eu am fost ultimul. A, ok. Nu sunt bun. Te bat să moară familia. No, Gami. Gami. Gami a votat Ioana, să zic, psych. What? Că el a votat Ioana, gen. Ioana a votat pe mine și el știe poveștile mele. Gami a votat Ioana, o să zic psych. Dar dacă Chițu a dat o întrebare la care răspunsul fiu tot eu. Eu votez pe Ilinca. Și eu la fel. Și eu la fel. Și eu la fel. Bă. Perfect, hai zi cine era. Ilinca. Dar n-ați știut ce l-a votat. Asta e că rămas cu mâna în aer, că vreau să poate vorba cu tine. Tu erai most likely să fii dintre... Dacă n-am mai fost, n-am mai fost. Cu mine au jucat-o atât de bine, încât nu puteam să-mi dau seama niciodată. Bă, nu știi de ce, pentru că a fost... Bă, și la întrebarea mea și la întrebarea ta puteam să fiu și eu răspunsul. Cine este cel mai probabil să se închidă contul pentru ceea ce postează? Și am zis Ioana că gen arată foarte porno, dar... Cum arată? Dar aici nu există. O să pun un răspunde să adaug o persoană. De ce nu e rob iar? Exact. Da. Băi, ofensiv. Dar e foarte ofensiv. Da, este. Am putat ceva. Dar de ce nu te vădezi pe tine, mă? Ia. Yeah. Care puța usturoi. Ce pe ce ai vătat? Am mâncat usturoi, bărbat cu drepturi. Întrebarea a fost... Este cel mai probabil să nu se sperie o săptămână. Deci, eu în apărarea mea am fixat cum înainte să începem să filmăm, eu cu Ilinca ne-am dus în baie și vorbeam despre cât de rar ne spălăm pe cap. Pe cap, da, gen, eu mă spăl atâta 10 zile pe cap pentru că îmi ține foarte mult. Eu am votat Saic că nu știam mai pe cine să votez, nu știam pe cine. Eu acum m-am gândit că Saic ar fi singur om care s-ar juca atât de mult la calculator încât... Bă, Mirelene, oricum nu ești din casă, gen. Bă, 100% am avut o zi când, gen, am ieșit la calculator la 6 dimineața și n-am mai făcut duș, m-am pus direct în pas. 100% s-a întâmplat. Și ai zis, cine mă vede că stau în casă? Da, tu ai votat pe Ilinca, bă, nu cred că ți-ai fi votat. Păi da, pentru că mi s-a părut destul de cap întrebarea și am zis, mă supăr, pe că știu că nu se supără. Cum să nu mă supăr? Nu te superi. Ba, mă supăr, trebuie să te votezi pe tine, mă. Eu cred că Mădălin e intrus. Da, e intrusul, că nu cred că ar fi făcut această gafă colosală. Bă, dar pe voi n-aveam cum să vă votez, că mi-e zicea Gami, mamă, eu vara fac 5 dușuri, frate. Bă, fac și-o două, dar cine dă de dracu? Nu, cinci, dar fac. Mă mai schimbă apă! Cine e impostorul? Mădălin. Ce întrebare ai avut? Cine crede, cine este cel mai probabil să fac un PowerPoint doar pentru a dovedi că are dreptate într-o discuție? Da! Ce bun, bravo! Da, Ilinca, clar! Să supără pe mie degeaba, hai, pupu-mă!
Hai, ultima întrebare. Da, yeah! Mă, da! De ce nu era Robi aici? Da, da, efectiv. Wow, wow, da. De ce nu e Robi aici? Ce p***a mea, s-o tonă de poze. Despre ce vorbim? Ce poze? Poze. Opa. 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 Poze. Opa. Ce poze? Hai, mă. Auză. Ok, întrebarea a fost cine este cel mai probabil să adormă pe jos la o pensie. Madeline. Am poze. Eu m-am gândit doar la o zi anume. În aici. Da. Gami, impostorul. Era terminat! Ce-ai votat? Ce-ai votat? Cum ți-ai dat seama că el e? Am avut cine este cel mai probabil să scrie o carte despre viața lui. Scris, Ioana? Aș fi scris Madeline. Aș fi scris Ioana pentru că ea citește zilnic. Gen, zice, abia aș fi început acasă să citesc. Deci voi credeți că aș adormi pe jos? Da. Am zis, da. Am zis că ești cea mai close thing to Robi. Robi, da. Robi, dacă vezi asta, te iubim. Te iubim, Robi.